Horoscop săptămânal 1-7 mai 2023. Săptămâna 1-7 mai 2023 va fi marcată de influența strălucitoare a lui Uranus, care crește interesul pentru nou și aduce o abordare non-standard a soluțiilor. Aceeași planetă, împreună cu Mercur, activează interese intelectuale, dorința de comunicare, citire și studiere a materialelor. Deoarece pe 5 mai va avea loc o eclipsă de lună și o lună plină pe axa Taur-Scorpion, vom fi învârtiți de știri, vor fi multe evenimente importante în lume. Uranus este planeta reformelor, a revoluțiilor, dar mișcarea sa prin sectorul semnului de pământ schimbă abordarea față de pământ însuși, față de agricultură, teritorii, precum și relațiile financiare și politica monetară. Procese importante vor lua contur în aceste zone, deoarece eclipsa afectează statul mai mult decât viața privată a unei persoane, atunci sunt posibile ajustări ale situației geopolitice, o mișcare bruscă și un accent sporit. Marte în Rac și Pluton Vărsător vor fi în conflict cu Jupiter. Acesta este momentul în care interesele marilor jucători se ciocnesc. În opoziție, valori conservatoare și libertate, păstrarea tradițiilor și accesul la viitor. Principala amenințare la adresa fericirii noastre la începutul ultimei luni de primăvară va fi Pluto retrograd. Aceasta va fi principala sursă a problemelor. Nu uitați că succesul nostru poate depinde în mod direct de influența imprevizibilă a eclipsei din 5 mai. Fiți pregătiți pentru neprevăzut și nici de cum pentru cel mai plăcut. Berbec. Berbecul în această săptămână poate inova cu îndrăzneală în viață. Puteți să încercați lucruri noi, să învățați ceva, să experimentați sau să scăpați de lucruri inutile. În problemele financiare se recomandă prudență. Dacă nu este absolut necesar, mutați achizițiile mari și alte cheltuieli posibile în săptămâna următoare. Ar trebui să alocați o parte din timp învățării, acceptând sfaturile altora. Acesta este momentul în care este important să ascultați cuvintele altora pentru a înțelege cât de puțin știți uneori despre viață. Alți oameni vor deveni nu numai o sursă de informații noi, ci și o sursă de inspirație. Desigur, nu ar trebui să aveți încredere în tot ceea ce vor spune. În schimb, se recomandă ferm să acordați periodic atenție intuiției voastre. În ciuda declinului planetelor, al șaselea simț poate oferi periodic indicii foarte utile. Taur. La începutul săptămânii, poate părea că v-ați încetat interesul față de alte persoane. Poate că acest lucru este adevărat, dar nu ar trebui să vă faceți griji. După un timp, vă veți recăpăta popularitatea. În această săptămână puteți primi un răspuns la o întrebare importantă. Dacă se dovedește a nu fi ceea ce vă așteptați, totul poate fi corectat dacă faceți un efort. Urmăriți evoluția relațiilor, o eclipsă în Scorpion vă va testa alianțele și parteneriatele pentru putere și relevanță. Situația energetică va fi de așa natură încât Taurul trebuie să petreacă mai mult timp acasă și nu într-un mediu ostil. La sfârșitul săptămânii, vântul se poate schimba. Îi puteți mulțumi pentru asta lui Venus, care pe 7 mai se va muta în semnul Racului, ceea ce va provoca o eliberare instantanee și puternică de energie pozitivă, căreia Taurului i-a lipsit în ultimele săptămâni. Gemeni. Săptămâna aceasta va indica eficacitatea cursului ales de voi. Chiar dacă trebuie să ajustați un proces, acest lucru nu vă va afecta succesul. O dispoziție veselă va afecta în mod favorabil relațiile cu cei dragi. Săptămâna aduce speranța că cineva apropiat vă va ajuta să vă rezolvați problemele sau vă va surprinde cu o surpriză plăcută. Sunteți sfătuiți să vă amintiți de semnele de sus. Îngerii păzitori vă pot avertiza asupra pericolului. Veți fi sub protecția Universului, astfel încât să nu fiți amenințați cu întreruperi nerezonabile ale planurilor și probleme cu afacerile. De asemenea, vă reamintesc că la începutul lunii mai nu trebuie să vă puneți sarcini prea dificile. Obiectivele de neatins stabilite în această perioadă vă pot scufunda într-o stare de disperare, iar acest lucru, la rândul său, va duce la frământări în alte zone, așa că trebuie să priviți lumea și lucrurile în mod obiectiv. Rac. Veți avea energie mai mult decât suficientă săptămâna aceasta, dar există riscul de a o direcționa în direcția greșită. Mai des consultați-vă cu cei care știu multe despre viață, mai ales în relațiile amoroase.
Planetele vă sunt favorabile acum, astfel că fiecare rac are toate șansele de a-și găsi fericirea personală. În weekend, planetele vor încerca să-i ajute pe raci să recunoască și să corecteze greșelile karmice. Săptămâna nu va fi despre realizări și eșecuri, ci despre plăcere sau lipsa acestora. De aceea ar fi bine să urmăriți nu rezultatul, ci oportunitatea de a obține emoții plăcute din procesul în sine. Acest lucru se aplică tuturor, muncă, întâlniri, hobby-uri. Este foarte important deoarece în acest caz veți putea supraviețui cu ușurință tuturor greutăților, inclusiv celor care vor fi trimise de eclipsa penumbrală din 5 mai. Leu. Darul vostru de convingere va fi lăudabil în această săptămână. Folosiți-vă elocvența în scopul propus și arătați puțin mai multă promptitudine în treburile curente. Gândiți dincolo de tiparele obișnuite. Chiar dacă pare că una dintre idei va fi ușor utopică, nu vă grăbiți să o abandonați complet. Păstrați astfel de gânduri în depozitele memoriei voastre. Vă puteți aștepta la o mulțime de probleme și necazuri minore la începutul lunii mai. Cu siguranță nu merită să vă faceți griji. În această săptămână, o zicală simplă va fi relevantă pentru voi. Dacă vrei să faci ceva bine, fă-o singur. Nu va fi nevoie să delegați nimănui sarcinile voastre. Ar fi bine să petreceți puțin mai mult timp și efort, dar faceți totul corect de prima dată pe cont propriu. Acum va fi necesar să vă investiți forțele cu înțelepciune și lungă vedere pentru a exclude apariția erorilor. Fecioară. O săptămână în care fecioara va fi încurajată să țintească pe termen lung. Veți avea mai multe sarcini urgente în față. Rezolvați-le, bazați-vă atât pe experiență, cât și pe intuiție. O dispoziție pozitivă și încredere în sine vă vor ajuta să petreceți în mod adecvat această perioadă. Dacă va fi necesar, puteți conta pe sprijinul celor dragi. Vă puteți aștepta la o mulțime de necazuri minore, dintre care majoritatea vor fi imprevizibile. Veți avea nevoie și de capacitatea de a empatiza cu ceilalți. Reprezentanții acestui semn de pământ au o empatie foarte puternică, așa că nu vor fi probleme cu empatia. În general, fecioara va avea nevoie de o abordare rațională a afacerilor. Trebuie să gândiți mai întâi, apoi să acționați și nu invers. Până la sfârșitul săptămânii, norocul își va aminti de existența fecioarelor. Balanță. Circumstanțele din această săptămână vă vor provoca o mică confuzie. Veți simți în mod inconștient anxietate din cauza comunicării cu unul dintre noi vecini sau prieteni. Poate că ar fi bine să nu forțați evenimentele pe calea apropierii de această persoană. Nu va fi nevoie să vă grăbiți în treburile casnice. Puteți avea un număr foarte mare de mici probleme în viață, care vă vor înfuria. În acest sens, se recomandă monitorizarea atentă a tot ceea ce se întâmplă. Problemele cu o mare probabilitate vor trece rapid și nu vor lăsa o urmă în sufletul vostru. La sfârșitul săptămânii, fluxul maxim al etacuaridelor va contribui la soluționarea conflictelor din familie și vă va face viața mai luminoasă și mai pozitivă, iar Venus pe 7 mai vă va permite să vă consolidați succesul. Scorpion. Scorpionul în această săptămână, cel mai probabil, nu va putea evita omisiunile și bârfele. Încercați să nu atrageți prea mult atenția asupra voastră. Modestia și simplitatea sunt binevenite literalmente în orice. Situația astrologică din această săptămână va fi în general favorabilă pentru declanșarea unor idei noi. Se recomandă insistent să mergeți la cel mai important obiectiv al vostru în cel mai scurt mod posibil. Acesta va fi și cel mai fidel. Săptămâna aceasta, în ciuda provocărilor, ar putea fi o perioadă de trezire spirituală. Veți putea înțelege pentru ce v-a pregătit Universul în tot acest timp. Din cauza eclipsei din 5 mai, puteți simți slăbiciunea spirituală, nesemnificația voastră. Acest lucru nu ar trebui să vă tulbure. Se recomandă să nu acordați atenție gândurilor precum, nu pot influența lumea, indiferent ce fac, nimic nu se va schimba și așa mai departe. Săgetător. Începutul săptămânii va fi marcat de o ofertă neobișnuită. Nu vă grăbiți să o respingeți. Este posibil ca ceea ce s-a spus, dacă nu în întregime, atunci parțial, să poată fi folosit în viitor.
La mijlocul săptămânii va crește componenta creativă a vieții. Simțiți-vă liber să participați în orice direcție care vă interesează. Săgetătorii sunt sfătuiți să aibă grijă de sănătatea lor în această săptămână. Pur și simplu nu există un moment mai bun pentru asta. Ar fi bine să amânați pentru mai târziu unele proiecte complexe și cazuri care nu necesită finalizare urgentă. Acum, săgetătorii ar trebui să fie consecvenți în rezolvarea problemelor. Trebuie să fiți calmi și să vă asumați treburile potrivite. Capricorn. Capricornul aproape că nu va avea timp să se odihnească în această săptămână. Fiecare treabă pe care o va începe va aduce succesul mai aproape. Negocierile și discuțiile vor fi deosebit de productive. Luptați mai persistent pentru drepturile voastre. Este posibil ca, la începutul săptămânii, Capricornul să fie supărat din cauza lui Pluto. Comunicarea va fi cel mai bun leac pentru gândurile negative și descurajare, dar săptămâna aceasta merită să încercați să vă vindecați descurajarea prin activități plăcute, hobby-uri și treburi casnice. Gândurile voastre ar trebui să se concentreze pe împăcarea cu oamenii și pe găsirea noilor surse de fericire. Nu toate informațiile primite vor proveni din surse de încredere și, cu siguranță, nu toate vor merita atenția voastră. Vărsător. Săptămâna va fi favorabilă pentru vărsător să-și aducă succesul mai aproape. Se recomandă să ascultați dorințele celor dragi. Acești oameni vor fi mult mai mult decât doar aliați pentru voi. Succesul va depinde în mare măsură de acordurile stabilite între voi. Datorită poziției extrem de negative a planetelor pe cer, vărsătorul va trebui cel mai probabil să treacă printr-o mică explozie emoțională. Declinului lui Mercur, Venus și Marte îi se va alătura retro-Pluto, care îl va forța pe vărsător să se concentreze pe probleme, nu pe oportunități. Se vor forma noi temeri, ceea ce înseamnă că nevoia de a vă depăși va ieși în prim plan. Credința în ceea ce este mai bun este ceea ce vă va ajuta să rămâneți pe linia de plutire. Acum nu puteți încălca legea și minții oamenii. Pești. Săptămâna aceasta, peștii vor manifesta dorința de independență. Vedeți ca lupta pentru libertate să nu interfereze cu treburile. În primul rând va fi rezultatul total al muncii în echipă, nu oportunitatea de a vă amuza mândria. Situația astrologică a săptămânii nu implică surprize. Este indicat să dedicați această perioadă calmă și armonioasă promovării active a talentelor voastre naturale. Va fi o perioadă de adevărate încercări pentru voi, pentru că o bună jumătate din toate planetele sunt în declin, dar plus orice altceva, va avea loc o eclipsă pe 5 mai, care vă va tulbura. Trebuie amintit că în cea mai rece noapte, nu frigul este groaznic, ci absența căldurii umane. Trebuie să vă înconjurați de cei dragi și să nu încercați să faceți față singur problemelor. De asemenea, se recomandă încercarea de a depăși atitudinile negative. Presiunea poate fi exercitată asupra peștilor în aproape fiecare domeniu al vieții. Dacă doriți ca problemele să treacă pe lângă voi, atunci trebuie să încetați să vă asumați riscuri. Cu toții întâmpinăm probleme periodic în drumul nostru, dar nu știm întotdeauna să le rezistăm. Săptămâna aceasta, metodele de a face față necazurilor nu vor fi cele mai evidente, dar cu siguranță vă veți putea îmbunătăți viața. Sper că acest clip v-a fost util. Vă încurajez să utilizați aceste informații cu încredere și să luați acțiuni pozitive în baza lor. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit să vă abonați pentru a urmări mai multe clipuri similare în viitor.